Cred că pot să citez un clasic în viață. Am ales să fac asta, altceva n-a fost. În timpul facultății, prin anul 2-3, eram la marketing, știi? Și începeai să analizezi cam pe unde te-ai vedea, ce te-ai vedea făcând, încep să te uiți cam ce fac alții, cum fac alții. Și cred că le-am luat prin eliminare la un moment dat. Adică m-am uitat trade marketing, băi, nu prea e stilul meu, offline, parcă digitalul îți oferă mai multă libertate. Asta e foarte interesant. Îmi place tot dinamismul din piață. Îmi place că la un moment dat nu poți să te oprești după câteva luni să spui, bă, am atins un punct în care sunt mulțumit, cam aici voiam să ajung. Nu prea găsești punctul ăla sau îl găsești așa, îl găsești odată la vreo 2-3 luni, găsești acolo unde voiai tu să ajungi. Dar până la urmă e o cursă de aia continuă. În momentul în care tu ești mulțumit cu ceea ce faci, competitorul tău vine și plusează și tot așa. Te provoci tu, te provoacă clienții, ne provocăm toți, unii pe alții. Cred că cea mai mare provocare e asta cu să fii updated. Poate o privești și prin prisma ultimului proiect, unde și lucrez momentan la Paralela 45, unde noi am încercat într-o primă fază să prindem pasul cu piața și acum încercăm să lucrăm la etapa a doua de a depăși piața, de a veni cu ceva nou în mediul ăsta. Și un mediu foarte dinamic, adică în momentul în care noi am fost mândri de o platformă, ne-am trezit că competiția a mai adus niște tweak-uri foarte mișto la platforma lor și ne uitam cu invidie. Da, asta e foarte mișto. Eu cred foarte mult în specialiștii români și m-am bucurat că în ultimii ani mi s-a părut, cel puțin e o părere personală, mi s-a părut că nu mai sunt timizi. Că nu mai sunt timizi, că au căpătat forță, că după mulți ani noi am ajuns în pas cu piața și nu mai e nevoie neapărat să te uiți peste gard ca să vezi ce se face nou sau ce se face mișto, ci avem foarte mulți oameni la noi care fac chestii noi și mișto. Și din punctul ăsta de vedere îmi plac foarte mult sursele românești, adică stau toată ziua pe IQ Ads. Îmi place partea de socializare de la Ecompedia. Îmi place că se adună foarte mulți specialiști acolo, se pun întrebări și se discută deschis. Folosesc și surse externe, am devenit fan de mic The Economist, mi-a plăcut foarte mult. Chestia e că sunt foarte multe lecții pe care le primești și le primești de multe ori destul de brusc, așa. Adică tu ești într-un moment în care ești destul de relaxat și îți dai seama, băi, stai că ceva nu e cum trebuie. Cred că lecția pe care am învățat-o în ultimii 2-3 ani, lucrând și într-un business care are foarte mulți clienți, o scală destul de mare în România, a fost asta cu personalul, cu relația personală cu clientul. Și acolo ne-am dat seama că, băi, indiferent câte tehnologii dezvoltăm, indiferent câte chestii lucrăm noi pe partea aia și automatizăm și facem comunicarea să fie cum vrem noi să fie, lucrăm totuși într-un mediu impersonal, când lucrăm online, lucrăm la distanță, e puțin tricky și trebuie să treci provocarea asta de a deveni personal cu clientul într-un mediu complet impersonal. Da, păi aici o să mă repet, pentru că cuvântul care îmi vine în cap când mă gândesc la asta e provocare. Adică nu e o chestie, poate fi o chestie simplă, devine la un moment dat simplă, o percep ca fiind simplă pentru că îți place foarte mult, dar totuși rămâne o provocare care vine din mai multe părți. Vine de la clienți, vine din interiorul companiei, vine de la ceilalți competitori.